Bună ziua, stimată presă, stimați cetățeni! Vă salutăm din cadrul sediului Partidului Acasă Construim Europa și am lăsat această conferință de presă cu scopul de a comunica despre semnarea acordului dintre Asociația Obștească Uniunea Veteranilor Conflictelor Armate și ai Ministerul Afacerilor Interne, Decebal. În prezența președintelui acestei asociații, ex prim-viceministru MAI, generalul Vladimir Botnar, și Asociația Obștească Uniunea Veteranilor Forțelor Armate, în prezența președintelui acestei asociații, ex prim-viceministru apărării, colonel în rezervă, Vladimir Donțu, precum și în prezența comandamentului ambelor asociații. Onorată asistență, evenimentul în cauză de mult deci era pregătit de către noi doi, mă numesc Vladimir Botnar, în general în rezervă și de către domnul Donțu, colonel al forțelor armate. Nu am dat curs acestui eveniment până acum, deoarece deci a fost perioada electorală, preelectorală. Deci, odată ce s-au terminat deci, aceste evenimente în Republica Moldova, deci am proces la semnarea unui acord între două asociații, asociația condusă de către mine, veterani Decebal, și asociația condusă de către domnul Donțu, asociația veteranilor forțelor armate. Care este sensul semnării acestui acord? Deci el este descris în, și va fi distribuit presei. Acțiunile care vor fi implementate odată cu semnarea acestui acord sunt stipulate în acest acord. Prima acțiune de bază este fortificarea sau unirea forțelor în comun a veteranilor Ministerului de Interne, forțelor armate, participanți la conflictul militar și, deci, pe de altă parte, a veteranilor forțelor armate conduse de către domnul Donțu, pentru a soluționa problemele veteranilor cu care se ciocnesc zi de zi și rămân nesoluționate până la momentul actual. Odată cu semnarea acestui acord, în câteva zile vom întocmi un plan de acțiuni cu participare la structurile care le avem în teritoriu, raioane, municipii, identificarea acelor
probleme concrete care sunt la veteranii din Republica Moldova și odată cu întocmirea acestui plan, deci vom începe implementarea lui prin acțiuni concrete de soluționare problemelor veteranilor. De ce azi și de ce în Partidul Pace Acasă Construim Europa? Azi, de faptul că noi am finalizat în Republica Moldova sau finalizat alegerile președintelui Republicii Moldova, după rezultatele preliminare, aceste alegeri au fost câștigate de către un reprezentant deci care are viziuni pro-europene. Noi, Partidul Pace, vrem acasă să construim Europa. Avem pe unele segmente aceleși gânduri ca și cei care astăzi au câștigat alegerile. Și vrem ca veteranii, cu veteranii împreună, să construim într-adevăr acasă Europa și pentru veterani. Deci veteranii din structurile de care am vorbit. Partidul Acasă Construim Europa ne susține, vine în ajutorul reciproc și noi de asemenea ne obligăm ca să facem tot posibilul ca să împreună cu partidul să rezolvăm acele probleme destul de stringente pentru veteranii din Republica Moldova. Mulțumesc frumos! Republica Moldova în ultimii 10 ani s-a creat o situație gravă când partidele politice gestionau tot ce ține de crearea și folosirea organizațiilor de veterani, în mod deosebit a organizațiilor de veterani participanți la războiul de pe Nistru. Acest fapt ne-a dus la necesitatea de a ne consolida eforturile și de a deveni o forță puternică ce nu mai poate fi manipulată, dar care din contra își stabilește obiectivele și optează pentru rezolvarea problemelor propriu-zise. În acest sens, dorim consolidarea a mai multor organizații de veterani din forțele armate și organele de drept. Exprim în ceea ce urmează viziunea noastră. Consider rușinoasă folosirea veteranilor de către diferite structuri în scopuri personale, deseori murdare la divizarea manifestațiilor, inclusiv și în calitatea de taran pentru spargerea ușilor și pătrunderea în clădirilor, în clădirile administrative. Așa tip de apariții al veteranilor duc doar la crearea unor impresii proaste și unor nedumeriri în societate. Noi, veteranii, începem a fi neînțeleși de către cetățenii care până la acest moment se mândreau de noi. A venit timpul de a privi lucrurile corect, de a ne maturiza ca structură, de a lua decizii cu seriozitate și responsabilitate, de a ne consolida și de a ne merge direct spre problemă pentru a o rezolva, dar nu de a merge cu ochii închiși după morcov. Trebuie să înțelegem, stimați veterani, din structurile de forță, până ce nu vom fi uniți cu viziuni, cu dorințe de a soluționa problemele, până ce nu vom avea reprezentanții în organele legislative și executive ale statului, lucrurile nu se vor mișca din loc. Vom fi și în continuare manipulați și considerați drept obiect de unică folosință, costul cărora este masa oferită la finele serviciului prestat. Noi creăm o structură
pentru promovarea intereselor veteranilor forțelor armate și familiilor acestora, la nivel decizional. Cred că a venit timpul de a ne implica direct în politică, aderând la Partidul Pace, partid format din oameni noi, cu mare experiență fiecare în domeniul său, inclusiv și în domeniul structurilor de forță. În partidul menționat vom fi reprezentați prin Uniunea Veteranilor Forțelor Armate și Organelor de Drept. Fiind cu echipa în organele legislative și executive, vom avea posibilitatea de a contribui direct la rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm, dar și vom contribui la consolidarea societății și dezvoltarea Republicii Moldova. Această idee stă la baza deciziei de semnare a unui acord de colaborare cu organele de drept, cu organizația de, organelor de drept Decebal. Mulțumesc! Am onoare! Уважаемые средства массовой информации, сегодня здесь присутствуют две солидные, крупные организации общественные. Это организация «Дечебал», в которую входят ветераны Приднестровского конфликта на Днестре и оперативные работники специальных служб правоохранительных органов. Нами совместно с ветеранской организацией вооруженных сил Республики Молдова принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве. Значит, подписание этого документа для нас это является исторический день, потому что это впервые вот такой документ подписывается. Почему пришло время, что нужно вот такой документ подписать? Вы знаете, что многие, что на территории республики очень много организаций подобных. Это более 50 стран, 50 организаций. Каждая организация имеет свои структурные организационные структуры, и свои задачи, свои проблемы ветеранов они решают, исходя из собственного опыта, но в итоге ничего не получается. Раздробленность пользы не приносит. Поэтому вот такое состояние ветеранских организаций используют некоторые отдельные нечестные политики, а также коррумпированные чиновники используют в своих целях, не решая ни одной проблемы ветеранов. Я попытаюсь назвать некоторые причины, в связи с чем необходимый был вот этот документ. Прежде всего, нет единого фронта борьбы, честной борьбы, я скажу, культурной борьбы в продвижении наших, в решении наших проблем. То есть, вы помните, и все были свидетелями вот этих отдельных стихийных митингов, которые отдельные ветераны, так сказать, представлялись ветеранами, в итоге выяснялось, что никакого отношения не имеют они к ветеранским организациям, а провоцировали. И мы, так сказать, это пропускали мимо ушей, не реагировали на это и, так сказать, не проверяли, кто с нами рядом. Для решения этих проблем нужна партия. И партия у нас такая есть. Это партия Паче. Дома строим Европу. Я думаю, что мы все ветераны различных
организации. Мы должны поддержать эту партию, чтобы с помощью ее, с ее, так сказать, напутствий могли быть ветераны, действующие сотрудники в будущем парламенте. Потому что вы, если помните, два парламента первых, которые в прошлом были, сколько там было депутатов из числа действующих работников, из числа ветеранов, которые решали наши проблемы. Решали проблемы зарплаты, проблемы пенсии, проблемы медицинского обслуживания. И я думаю, что если наши ветераны будут в парламенте, то мы сможем решать все наши проблемы. Поэтому я еще раз призываю все ветеранов других организаций, поддержать нас в этом. Мы знаем, кто стоит у руководства партии. Это, скажу прямо, это наш человек, выходец из нашей системы, системы правоохранительных органов. Это господин Ковкалюк. И я скажу, что это не понаслышке. И много примеров положительных его, возглавляя национальную полиции. Вы знаете, что, еще раз, может, повторюсь, полиция была в то время, при нем была укомплектованная, проводилось много мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. А если говорить о кадрах, кадры сейчас неукомплектованность полиции составляет где-то порядка 70%. Как можно бороться с преступностью? С 30% сотрудников. Сотрудники уезжают за границу. А причины знаете какие? То есть зарплата низкая, авторитет теряется сейчас. А теряется почему? Нет раскрываемости, нет борьбы с преступностью. Поэтому вот так и выходит. Поэтому прошу и призываю присоединиться к нашему соглашению другие ветеранские организации. Спасибо за внимание. Честь имею. Уважаемые работники СМИ, что хочу сказать. Сегодня создана одна из более серьезных организаций, включая ветеранов вооруженных сил и внутренних органов. Значит, для чего это было сделано? Как уже было сказано, что всякие малочисленные ветеранские организации всегда попадали под манипуляцию каких-то выскочек, партия, которая находилась у власти. Все это сводилось к тому, чтобы как-то запускать нас вперед, решать свои проблемы, а потом уходить в сторону. Награды было застолье, 100 грамм, два бутерброда, и, ребята, спасибо, до следующих выборов. Значит, теперь такого не будет. Если мы будем политизированы, попадем в органы власти, то мы сможем решать проблемы тех людей, которые остались здесь. Ветеранов, их семей. Это много значит для этого. Отсюда я призываю вас, если кто меня слышит, наверное, по телевидению будет показано, малочисленные ветеранские организации – присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к партии ПАЧЕ. Что хочу сказать от себя? Хочу пожелать новой партии, вернее нашему новому сотрудничеству, успеха в нашей нелегкой борьбе. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați veterani, generali, ofițeri de rang înalt și veterani ai structurilor de forță, organelor afacerilor interne și conflicte armate, vă salut cu respect și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, astăzi, în sediul Partidului Politic Pace, așa cum au menționat și colegii mei anterior, s-a desfășurat un eveniment istoric.
două cele mai mari organizații de veterani din Republica Moldova, ale Ministerului Afacerilor Interne, Conflicte Armate și Veterani de Război, dar și a Asociația Veteranilor Forțelor Armate, au semnat un acord bilateral de consolidare a eforturilor. În aceeași ordine de idei, ați văzut că conducătorii de prim rang și careva din colegi din comandamentul acelor două asociații obștești au făcut declarații concrete și ferme că aderă cu încredere în cadrul Partidului Politic Pace. Salutăm acest fapt, încurajăm și vreau să le spun că este o decizie corectă. Veteranii pe de-a lungul anilor de la conflictul de pe Nistru până astăzi au fost folosiți de fiecare dată de politicienii irresponsabili care nu-și dau seama și nu înțeleg ce înseamnă autoritatea și respectul oamenilor în epoleț. Au fost folosiți în jocurile lor murdare, dar atunci când au ajuns să le hotărască problemele stringente cu care se confruntă cei care cu arma în mână au stat la baza consolidării statului Republicii Moldova, au stat la baza statalității, i-au ignorat. Au ignorat și familiile eroilor noștri care au decedat în conflictele armate sau au decedat în timpul desfășurării misiunilor de serviciu pentru apărarea patriei și a ordinii de drept în țara noastră. I-au ignorat și pe invalizii care au rămas schilodiți în urma acelui conflict armat nedrept sau în urma acțiunilor și operațiunilor speciale de menținerea securității și ordinii publice în țară. Partidul Politic Pace a făcut un pas și a lăsat ușa larg deschisă pentru membrii celor două organizații, dar și altor organizații de veterani, care le propunem să ne consolidăm eforturile, să ne unim forțele pentru a ajunge la fiecare cetățean de Republica Moldova cu mesajul că noi suntem un partid al persoanelor responsabili, patrioți și cei care vom aduce liniștea și bunăstarea pentru fiecare om, pentru fiecare familie, în fiecare sat, oraș și pe întreaga țară. Vreau să spun că timpul politicienilor corupți care stau în Parlament și unii din ei s-au reținut deja și 30 de ani și atunci când veteranii noștri luptau în tranșee și astăzi spun aceleași povești, dar se schimbă dintr-un partid în altul, dintr-un fotoliu în altul, moare și doar își păstrează bogățiile și avuțiile pe care le-au făcut, a trecut. Este timpul oamenilor responsabili, este timpul oamenilor care vin și vor face lucruri concrete. Și vreau să spun veteranilor că doar având reprezentanți autentici în Parlamentul Republicii Moldova, în Guvernul Republicii Moldova, în funcții cheie, își vor putea rezolva problemele cu care se confruntă și la care nu au tras atenție politicienii în ultimii 30 de ani. Vreau să spun că de astăzi echipa Partidului Politic Pace a devenit mai mare, mai puternică, mai consolidată cu câțiva mii de veterani din toate raioanele țării. Vine să consolideze echipa noastră mare a Partidului Acasă Construim Europa în cele 11 raioane, în cele 11 țări din diaspora și 24 de raioane ale țării. Veteranii vin să facă front comun pentru lupta, pentru drepturile și libertățile, dar și pentru a construi un stat de drept, un stat prosper, alături de medicii noștri care sunt recunoscuți național și internațional, care sunt în echipa Partidului Pace. Asupra numărului numeros de profesori, asupra numărului numeros de oameni de afaceri, asupra numărului numeros de președinți ai organizațiilor teritoriale, raionale și asupra președinților organizațiilor neguvernamentale de pe diferite domenii. Totodată vreau să accentuez că noi îi vom trata cu responsabilitate pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de pătura socială, de profesia pe care o au și de situația în care se află astăzi. Noi vrem și vom construi acasă Europa pentru toți cetățenii Republicii Moldova. În final vreau să fac un apel. Un apel către toți veteranii din Republica Moldova. Stimați veterani,
în calitate de conducător de rang înalt al instituțiilor de drept din Republica Moldova și în calitate de ofițer de rang înalt care sunt în rezervă, fac un apel ca fiecare din voi să pășiți cu încredere în rândurile asociațiilor de veterani care fac parte din Partidul Politic Pace. Aici glasul vostru va fi auzit, aici părerea dumneavoastră contează. Și aici împreună vom putea construi un stat de drept, un stat puternic, un stat prosper pentru noi toți și pentru urmașii urmașilor noștri. Vă mulțumesc! O să strâng mâna conducătorilor noștri și spun cu Doamne ajută, într-un ceas bun. Mulțumim! Jos!